Aoleu! Aoleu! Lupta asta, ale! Să fii ultras înseamnă să susții echipa favorită, indiferent de forma acesteia, de rezultatele echipei, de vremea de afară și chiar nu contează dacă echipa joacă acasă sau în deplasare, tu trebuie să fii prezent acolo, așadar astăzi voi fi ultras pentru FCSB și voi merge pentru prima dată în viața mea în galeria unei echipe de fotbal. Se anunță un episod extrem de interesant și totodată puțin periculos, aș spune, știind că în România majoritatea dintre ultrași sunt destul de agresiv și vreau să văd și susținerea voastră la acest video periculos cu peste 5.000 de like-uri. Dacă vă doriți clip nou, poate chiar mâine. Haideți să vedem dacă putem să reușim în primele 24 de ore 5.000 de like-uri și apoi de ce nu chiar 10.000 de like-uri. Și vreau să vă mulțumesc pentru toată susținerea, deoarece ne apropiem foarte repede de cei 210.000 de abonați. Haideți în continuare acolo și cu butonul de abonare. Și în videoul de astăzi, știți foarte bine că atunci când fratele vostru face un challenge, are mai multe obiective de îndeplinit. Primul obiectiv este chiar și o cerință obligatorie din partea ultrașilor. Ca să mergem în peluză, trebuie să fim, fraților, îmbrăcați în negru complet. Al doilea, bineînțeles, să port tricoul celor de la FCSB pe toată perioada partidei. O să merg direct înainte de meci să mă întâlnesc cu galeria celor de la FCSB și să intrăm împreună în stadion. Plus de asta, voi încerca să port și cagulă, să fac rost de un fular și să cânt, bineînțeles, pe toată perioada partidei. Mai mult de atât, se anunță un super meci astăzi cu două galerii impresionante, FCSB și Petrolul Ploiești, deoarece vom merge direct la acest super meci. Chiar sunt curios ce o să iasă, așa că în următoarele momente îl iau pe fratele meu Carlos, care o să mă apere, zic eu, și vom merge direct la stadion. Bun, fraților, și am ajuns la stadion. Ne-am echipat frumos aici, alături de fratele Carlos. Ne-au alergat niște băieți de la Petrolul. Glumesc, fraților, am alergat să ajungem unde se strânge galeria înainte să intre în stadion. Fix în fața noastră, uitați, au venit și jandarmii. Ia uitați, fraților, și uitați, fix acolo se strânge toată galeria. Deja se aud fluiere frumos. Vom merge și noi chiar acum aici la galerie și vom vedea cât s-au strâns și să intrăm cu ei, nu? Sper să nu se adă noi sau ceva, că n-am făcut nimic. Și am ajuns, fraților, ne-au primit băieții cu brațele deschise aici frumos. Trebuie să plecăm cam în 20 de minute. Cam așa ceva. Cam așa. Uitați-vă și voi ce aici în parc, cât de frumos, cu steaguri frumos, ia uitați. Cât de fain, cât de fain. Și oare vom avea coregrafie în seara asta și ceva sau e surpriză? Surpriză. Sună de la coregrafie, fiți atenți. Surpriză, nu zicem nimic. Da. Mergem cu ei direct în stadion. Între timp ne-am strâns și mai mulți. Ușor, ușor ne pregătim să plecăm spre stadion. Și o să întreb pe băieți pronosticul din seara asta. Ia ziceți. 2-1. 2-0 gol companiu. 2-0 gol companiu. Ar trebui să dea gol companiu, că n-am mai dat de mult. 3-1. 2-1. Două boabe companie. Două boabe companie, deci poate companie gol. 3 boabe companie. 3 boabe. Bă, eu aș zice 2-0, 2-0, dar sper să se marcheze multe goluri. Știți că între CFR și Petrolul s-a terminat 5-2. În seara asta să fie, nu știu, 6-2, 7-2, ar fi frumos. 6-0. Să ne bucurăm la fiecare gol. 7-0 pentru noi. O luăm ușor. Andrei Cornea. Hai, let's go. A început aventura, fraților. Suntem cu toată peluza aici frumos. Toată lumea aplaudă, toată lumea cântă. Și poziția jandarmii spate, nu știu dacă se vede. Și acum trebuie să găsești pe Mario, dar nu știu unde e. Ia uitați, frumos toată brigada aici. Prima dată pe lusă doar în viața mea. Nimeni nu mă crede că zic asta, dar așa e. Direct aici cu toată peluza. Ușor, ușor se strâng băieții. Prea frumos se vede. What I'm doing, never give up, never slow till I finally prove it. Never listen to the noise, I just want to. Și vedem acolo galeria celor de la Petrolul Ploiești. Și uitați-vă aici. Uitați-vă aici. Full, 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 full. Toți băieții aici frumos. Așteptăm să ceapă meciul, mai sunt vreo 3 minute și o să vreau să cânt și eu aici. Mă rog, nu o să arăt cei cu înjurături pe YouTube, dar încercăm să arătăm ce mai frumos, da? Hai să vedem, să intre echipele, să vedem cum se vede de aici. E bine că n-avem plasă în față și că putem să vedem orice. Și că tot vorbeam de ultrași, fraților. Ia uitați și pe cei de la Petrolul. Că tot vorbeam de ultrași, fraților. Nu știu dacă mulți știți sau nu știți, dar România se află în top 10 pentru cei mai fanatici ultrași din Europa și din lume. Hai să vedem să intre echipele. Go! Chiar acum intre echipele. Petrolul galben, FCSB roșu. Vedeți frumos cu steagurile, vedeți? Cât de fain se văd echipele în dreapta.
Și toate steagurile ridicate în stânga. Prea frumos. În continuare, galeria Petrolului încearcă și ei să se ridice la același nivel. Nu de fain. Și aici e de galerie. Se vede acolo, da? Printre steaguri. Ia uitați. Bun, fraților, hai să vedem unde va ataca Steaua, ca să putem să vedem dacă vedem golurile mai bine sau mai puțin bine prima repriză. Cât de fain! Prea frumos, prima dată că mă saltă și pe mine, că până acum îi salutam doar eu, dar ei nu mă saltau. Steaua București! București, Steaua București! București, Steaua București! București, Steaua București! Vedem și pe Budi. Vizite, sanțiune, răbușchine, la rău și la bine. Iubirea roșie-albastră, ce crește în mine, mă ține. Aolo, ce m-am băgat, băi! Aolo, scoateți-mă de aici! Vizite, sanțiune, răbușchine, la rău și la bine. Târnovanul săracu a ieșit în poartă de frică, ia uitați! Aolo! Hai să vedem, lovitura liberă. De acolo a bătut și Real Madrid cu Liverpool și ați văzut ce gol a dat Militao. Daua, nou Militao. Să-i spere toate păcatele. Hai să vedem. Toți împreună stau ale. Mamă, era să am dreptate, nu cred. Pa! Nope. Bine, Târnovanu! Mamă, ce a fost acolo? Ia uitați-vă, fraților, acolo.
sacuri. O să mă duc mai poate să văd dacă se vede. Repriză, fraților, vă zic sincer, îmi place mai mult aici decât în tribună și foarte multe femei cântând am văzut, asta mi-a plăcut foarte mult. La un moment dat era un cuplu, fata cânta mai mult decât băiatul, o chestie inedită, chiar mi-a plăcut și poate prinde și noi o minge, ia să vedem. Băi, mingea! Nope! Cine sare roșu albastru? S-a
pus în genunchi companiu. Companiu, dracu, s-a pus în genunchi, doar să arate arbitrului că nu a fost faul. Este Companiu după două goluri marcate și intră în locul lui Omrani. Și mai vedem acolo pe Iulian Crista, dacă nu mă înșel. Și cred că va ieși Daua, oare? Sau nu, nu, nu. Octavian Popescu. Pare defensiv 11.235 de spectatori. Frumos, fraților, mă bucur din plin. Știam că ambele peluze vor fi pline și așa a fost. Grigore mic copil pe lângă Jumau. E gata, e gata, fraților, victorie pentru FCSB 4-1. Scor incredibil aici, alături de toți fanii. Și credeți-mă, nu regret nici măcar o secundă că am venit aici în galerie alături de toți băieții. Uitați-vă și voi ce este obiectiv îndeplinit. Suntem acolo ultras, nu pentru 24 de ore, dar credeți-mă că am înghețat aici și uitați-vă și voi cât de frumos jucătorii ne salută acum și sunt alături de noi. Ia să vedem, urcăm peluză la noi sau? Posibil, nu? Hai băieți, hai la noi! Haide! Hai sus! Lupta asta, ale!